Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, temporar noros în cursul zilei, când pe arii restrânse va ploua slab. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 10 grade, iar cele minime între 1 și 3 grade. Izolat se va forma brumă și posibil ceață în zonele joase. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi mai mult înnorată, unde maxima a ajuns la 10 grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 1 grad. Mâine, meteorologii anunță vreme cu temperaturi ceva mai calde în toate cele patru orașe ale județului Sălaj. În Șmleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 13 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 6 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 13 grade în miezul zilei, iar minima va cobori la 6 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehu-Silvaniei, unde maximele vor atinge 13 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 6 grade. În zilele care urmează, vremea se va încălzi ușor, astfel temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 16 grade Celsius. În cursul zilei de vineri, maxima va atinge 13 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 6 grade. Sâmbătă, vremea se va încălzi ușor, maxima va ajunge la 16 grade în miezul zilei, iar noaptea minima se va opri la 8 grade. Duminică, temperaturile se vor menține pe aceeași linie. Maxima se va situa în jurul valorii de 14 grade, iar noaptea temperatura minimă va cobori la 7 grade. Sunt Anca Olahut și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo o puteți găsi și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!